Înainte de a începe acest video, aș vrea să-i fac o scurtă promovare lui Mihai. Veți avea, bineînțeles, canalul său în descriere. El are un canal lu de foarte mult timp și postează tot felul de chestii interesante, după părerea mea. Postează tot felul de vloguri, sketchuri și chiar vă recomand să intrați pe canalul său să-i dați o șansă. Și dacă vă place ceea ce faci, puteți să apăsați, bineînțeles, și acest buton de subscribe și, de asemenea, și clopoțelul dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce face. Deci, nu uitați că o să aveți canalul său în descriere, aruncați acolo geana și încercați să-i oferiți o șansă. Haideți să trecem la videoul nostru. Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul tutoriale gratuite. În acest video vom vorbi despre Windows 7 și anume niște știri pe care unii dintre voi le știți, poate unii nu, dar eu fac acest video informativ ca să știe toată lumea și să știți practic ce înseamnă ce vă voi spune în acest video, imediat vă voi explica, și anume în curând Microsoft va renunța la Windows 7, asta ce înseamnă că Microsoft nu va mai lansa update-uri, patch-uri, rezolvări de bug-uri și așa mai departe pentru Windows 7. Când se va întâmpla treaba asta? E bine pe 14 ianuarie 2020, atunci este data oficială în care Microsoft vrea să facă această chestie și de aceea eu vă recomand ca încă de pe acum să încercați să faceți upgrade la Windows 10 pentru că Windows 10 nu consumă mai multe resurse ca Windows 7, ba chiar eu zice că merge mai bine pe un sistem care rulează bine Windows 7, Windows 10 poate să facă PC-ul să meargă chiar și mai bine, poate chiar mai multe FPS-uri în jocuri. Windows 10 într-adevăr era destul de instabil pe la începuturile sale, dar acum este destul de stabil ca sistem de operare, este decent aș putea spune. Pentru cei care neapărat vreți să rămâneți la Windows 7 pentru că ăsta e Windows-ul care vă place, Uh, trebuie să vă zic că trebuie să aveți foarte mare grijă, după 14 ianuarie m-am zis nu mai primiți update-uri, rezolvări de baguri, absolut nimic, deci practic veți fi pe cont propriu și va trebui voi să aveți un antivirus foarte bun și să încercați cumva să vă protejați. Windows-ul, să zicem că aveți un Windows 7 cumpărat, da, puteți să-l activați după această dată, puteți să-l instalați, puteți să-l activați fără absolut nicio problemă. Deci Microsoft nu umblă la utilitatea acestui sistem de operare. Dacă pot să spun așa, e bine, ei umblă la suportul acestuia, nu vor mai avea suport pentru acest sistem de operare. Și cu siguranță vă seama că hackerii imediat vor căuta să facă virus noi, ransomware nou, care să meargă special pe Windows 7. Deci cam asta ar fi ideea, recomandat ar fi să treceți la o versiune mai nouă a Windows-ului 7 și anume Windows 8.1.10, dar eu vă recomand 10 pentru că 10 este cel mai bun sistem de operare modern, aș putea spune, al celor de la Microsoft. Dacă vă plac videourile de acest gen în care vorbim despre astfel de subiecte, vă rog să lăsați neapărat un like și să-mi spuneți în rubrica de comentarii despre ce ați vrea să mai fac astfel de videoclipuri. Uitați că în curând vor urma niște videouri foarte, foarte interesante precum cum se face un website și câteva review-uri la câteva produse foarte, foarte interesante. Deci stay tuned, stați cu ochii pe canal pentru că vor urma niște proiecte foarte, foarte faine. Ne auzim la următorul video. La revedere!